în momentul în care tu ca bărbat poți să ai discuții cu amanta de genul subt și așa mai departe, sau, hai că stau în genunchi sau și îți zi... fac nu știu ce. Asta este iad. Bun, sunteți gata pentru Ana Maria Prodan, un podcast de două ore jumate la care nu știu la cât o să ne uităm, dar gen... I don't know a fost la podcast la tare de tot cu Viorel Grigoriu. Viorel Grigoriu. Nu știu cine este Viorel Grigoriu, nu mă uit la fotbal, nu mă uit pe Digi Sport, nu mă pricep la astfel de lucruri, dar pare că este un om care vorbește tare. Așa pare că este un om care vorbește tare și care sunt sigur că o să-i adreseze ani Mariei Prodan întrebări dure și de foarte mare interes pentru cei de acasă. De asemenea, vă rugăm să remarcați sponsorizarea Betano Uh, ea face parte din... Dar de fapt știi ce? De fapt! Știi tu ce? Ia că fac eu o chestie. Dați voia, dracu, să-mi puneți mie pe stream reclama voastră. Păi nu voi rușine. Uite așa, uite așa, gata. Bun, hai să vedem! Mine, cred că oriunde merge, Ana Maria Prodan este... Dacă te mai prind că suni, că formezi sau că mai deranjezi familia, te leg de mașină și te pun să sugi toate din România lider de audiență. Să râd mâna! <gântu -i> Îți mulțumesc și pentru că m-ai ajutat să cresc acest proiect și spun cu, cu mâna pe inimă, cu toată sinceritatea, mea, ales că la început atunci nu aveam, să spunem, background-ul de acum, eram da. la început și pentru că ai revenit în acum ideea în altceva. care, sau în condițiile în care ești foarte, foarte ocupată. Te Cu drag, in... de fiecare dată. Pentru mine, tu știi cum e. Noi avem uh, o, chimie. Uh, o chimie și noi avem un uh, mediu frumos și suntem niște oameni frumoși care ne strângem și ne ajutăm de câte ori avem uh, posibilitatea și podcastul tău este unul dintre cele mai curate și frumoase. Și atunci, normal, eu dacă ți le văd pe toate, să nu vin eu, mai ales că sunt campioană la vizualizări. Da, chiar așa... Skill social. La ce ați asistat acum este... Pură abilitate în a mânui situațiile sociale. Ce e, repet, îi apreciez, îi stimez și le mulțumesc tuturor celor care ne-au trecut pragul, da? Părbine! Dar mulțumesc. Ana este locul 1 de departe ca cifre, pentru că lumea te dorește, lumea vrea da. să se uite și oriunde te-ai dus, e. și la bilinca, la Vandici și peste da. tot pe unde ai fost. Așa, ai, este, am, am avut cele mai multe. Ai rupt YouTube-ul. Da. Nu știu cum e. faci, nu știu cum. Dregi, dar uh, e de bine. Eu vă zic, vă explic. Vreau să menționez repede cum face Ana Maria Prodan să fie în atenția publicului. fă și familia în de, de, de ordinară și de nu știu da, dracu, îmi pare care nu, știu că mai can... tot. Fă vagabanda, dracu, ce morți mătii vrei, fă ți-au... -ți Mi se pare cel mai amuzant căcat, nu o să treacă niciodată. Eu sunt Ana Maria Frodan. Ești? Da. <laughs> și te-am întrebat și înainte Ești. de a începe această nouă înregistrare, cum reziști toată ziua aici? Mă uit la postările tale. Ba la Dubai, ba la Gala Premiilor de Excelență. De copii de. Uh, nici nu mai vorbesc pentru că știu, mai ales de Bebeto, cu câtă uh, grijă și atenție te ocupi. În de câte Bebeto. locuri te împarți cred Sau. Că, cred că asta mă ține. <laughs> Amintiți-mi cine e Bebeto, adică chiar îl cheamă Bebeto? nu îl cheamă Bebeto, așa îi zice. Așa e zicea Bebeto, că am înțeles. Asta e ca aia, că mi-a dus mi-a un hamster când era mic acasă și a zis Macherino. Sau Micherino, nu, Micherino. Ceva, băi, bă, Micherino. <laughs> și era un hamster. Băi, Micherino. Uite, vezi, Micherino trebuia să-i zic lui Gogu. Mi-a scăpat. Cine tânără și vie? Uh -huh. Eu, oh. toate femeile din generația, din, din familia Prodan, din generație în generație, toate arătau foarte, foarte bine. Uite, bunica mea la 80 și ceva de ani arăta undeva la 60. Mama, la fel, mama în ultima parte a vieții arăta fabulos, mă uitam la ea și nu venea să cred. <coughs> la fel, eu împlinesc 51 de ani. Nu i -a... Zici că e 30. arăt niciodată. Și atunci, cred că ritmul ăsta al vieții, la fel erau și ele. Muncă, muncă, întotdeauna, nu exista, sunt obosită, vreau să dorm. Eu, ți-am zis, eu dorm. Muncă, 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 <laughs> toată ziua muncă două, trei ore maxim, maxim pe noapte. Eu nu mi-aduc aminte <laughs> să fi dormit o noapte întreagă. Nu știu cum e. Două, trei ore pe noapte? Din totdeauna. Păi bun, dar cu cât înaintăm în vârstă, ne din ce în ce mai greu să ne e, recuperăm. Ei, uite, la mine acum este... Am built different, ok? Sunt construită altfel. Dumnezeu a zis când m-a făcut, bă, știi ce, asta o să fie altfel. Și mai greu să le dorm și pe astea legate, da. <laughs> le gate, da. Dar nu știu, e o chestie de familie. Sem toate femeile familiei Prodan, așa au fost. Păi și cum te recuperezi? Eu... Nu știu, uite așa. Ce? Probabil că există alte modalități. Nu dorm la prânz, niciodată n-am dormit. Ca neamitica. Da, nu, nu. <laughs> neamitica la prânz doarme. El doarme de o viață. De o viață. Este somnul lui de frumusețe. Este somnul lui de frumusețe. <laughs> Dar, inclusiv silueta, te menții, mergi la sală. Am văzut poze la 50 de ani, 51 de ani, împrinți în costum de baie. Știu. Doamna Prodan, ziceți că sunteți Jennifer Lopez. <laughs> Să moară familia mea, dacă vă mint. Ceva, așa dacă de. Asta este o chestie pentru mine. De respect pentru mine, nu mă fac să arăt cuiva sau să demonstrez ceva cuiva, este pentru mine. Dacă eu nu sunt în stare să mănânc ceea ce trebuie, să merg la sală tu ai sponsor sală de forță. De, eu am da. trei, da, deci da, am da, întrecut da, trecut pe aitei, -ai, da. trebuie și ei să-și mai deschidă una. Trebuie să, vă, vă da. Da, țineți după Ana, domnilor da, de la SAS. Uh, noi, vezi, eu sunt înconjurată de niște oameni minunați, partenerii mei de la sala de forță. Gândește-te, unul este campion de culturism, altul este cel mai bun trainer posibil. Uh -huh. The Rock, îi spunem noi. Seamănă spui că este. Îi spunem The Rock, dar îl cheamă Dwayne, de fapt, dar noi îi spunem The Rock. Are 3 metri și 500 de kg. Fratele geamăn al lui The Rock. Eh, hai lasă-mă! Ei, hai lasă-mă că nu te cred! Permitem să nu te cred, Ana Maria! Îi spune, noi i seamănă? Spui că este fratele geamăn a lui The Rock. Dwayne Johnson, acum da. deci identici sunt. Cum aș putea eu să fiu cumva ciudată, urâtă, neîngrijită lângă bărbații de genul ăsta? E o chestie așa, trebuie să fim o... Cred că vorbea de Rock Tisha. Cred că vorbea de, despre de rock Tisha. Rock. Gașcă frumoasă. Da te ajută și metabolismul. Mă, oh, vă dați seama la rock Tisha că o să-i facă măsa pe trecere de ziua lui și o să-i facă gen un intro de la cu It's time to rock. O să-l ia, o să-l plătească pe announcerul de la Rock FM să vină să zică It's time to rock. <laughs> I see it happening. I totally see it happening. Vă văd rilu pe Instagram-ul și văd. Pentru mă ajută că gena foarte asta tare, spun. pentru că noi ăsta este un bagaj genetic cu ăsta vii. Mă întreabă toată lumea, ce creme folosești? Auzi, primesc cadouri, crede-mă, de la toate firmele mari din lume. Creme, peste creme, seruri, mm -hmm. uit uit să mă dau, că n-am timp și dacă e să le car cu mine peste tot, am stau în, în patru case, dacă rămân la București, rămân la București. Dacă rămân la Znagov, rămân la Snagov. Ajung în Dubai, rămân în Dubai. Cum ar fi să cari eu după mine toate chestiile? Iartă-mă, Gionuțule, dar cum acum să... Cum ar fi să car după mine patru cremen? în toate casele astea. Acum vorba, nu vreau să mă laud neapărat, dar vorba vine, eu stau în patru case. Da, mă simt, mă simt ca uh, când eram mic și uh, zi să stăteam de vorbă în pauza mare cu colegul la mitoman. Colegul mitoman. Cu toți am avut la școală un coleg mitoman, care avea Pentium 6 și... 120 de gigabytes de RAM și internet prin satelit. Am avut cu toții un astfel de coleg. Gamerul, da. Ăăă, bun. că le uit. Da. Că eu sunt cumva, știi cum mă strigă pe mine, mister sau padrina. Da. Deci eu, da, eu uit chestiile astea de ilasa, că le uit. Da. Că eu sunt cumva, știi cum mă strigă pe mine, mister sau padrina. Da. Deci eu, da, eu... Uit chestiile asta de femeie de multe ori, știi? Ceva mă face să cred, de fapt să fiu convins că în fiecare casă ai uh, nssr sau cum dar, se numește. Am, dar știi cum e? Când deși te ajung la ora 11-12 noapte, am fac un dus, se face unul, până mă mai uit ce am de făcut, îmi pregătesc pentru a doua zi două. Dorm de la 3 la 5, la 5 jumate sunt în picioare, la 6 se trezește și cel mic. Damn, e pe grindset femeia! Damn, she grinding! Are mentalitatea leului! Principes, uh, cum a zis? Mă rog, în fine, am uitat. Bravo măi, Principeso! Chiar șmeche, respect! Padrina. Uh, se pregătește pentru școală. Uh -huh. Tu crezi că toată lumea ce zice... nu, nu e adevărat, să-mi zici că tu sigur faci operații estetice sau folosești creme. Nu fac niciuna, nici alta. Deci nici operații, nici nimic, intervenții? La, la față mi-este cumplit de frică să umblu, cu toate că, na, ca orice femeie, aș mai vrea să-mi fac ceva, ceva. În afară faptului că uh, aveam niște riduri de expresie, că eu mă încrunt, eu știi cum da, sunt. Da, 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 Și da, da. cu greu. Tot de la gene, tot moștenii de la... Mă, eu sunt curios cât de mult poate să se laude această femeie într-un podcast. Eu asta cumva a devenit miza mea în acest podcast. Vreau doar să văd cât de mult poate această femeie să se laude cu nerușinare. Așa mi-închipui că vorbesc ca ea la Monaco când stau pe iaht, știi? e o conversație în care doi oameni își sug uh, singuri o oră în continuu. Eu, cu greu, del bani m-a uh, convins să le fac și uh, că, știi cum e, uh, mă duc și mi spune: "Ai te rog, eu măcar ridul ăsta că tot te încrunți. acid, nu mm -hmm. sau cu uh, Botox?" Botox. Da. Și mi-a pus trei puncte de Botox, în rez nimic. Atât. Nimic, chiar se uită toți la mine. Mm -hmm. uite, am fost acum la Timișoara. La Week Și m-am întâlnit cu. Am nimerit. O idee, o idee să mai. Așa, așa. Așa, mai Perfect. Și m-am întâlnit cu cei mai mari doctori ai României, esteticieni. Au avut un simpozion acolo. Și au zis, Doamnă, dar ce piele aveți, trebuie să o studiem. Doamna Protan. Doar. Doar pentru că am ratat ocazia de a studia creierul lui Mihai Eminescu, trebuie să profităm totuși de ocazia de a vă studia dumneavoastră pielea. Ca să știm și noi cum putem dezvolta soluții în așa fel încât uh, mai mulți oameni să, să aibă acces la așa o piele ca dumneavoastră. Mă credem că ne uitam așa unul la altul și toți la mine, Uite, Radu Ionescu, de exemplu, mi este prieten din copilărie. Noi am copilărit da, împreună. Radu Ionescu îl știu și eu care nu am treabă cu e, asta, esteticierilor. Deci loc. noi ne știm de copii. Și se uită la mine și îmi spune, bă, este fabulos, n cum, nu se poate, e una la un milion. Și eu spun, una la un milion sunt eu. Da, chiar. Zece esteticieni se tot miră, ce piele frumoasă. Ești una la, nu. la un milion. Îi mulțumesc mamei, deci și ți-am zis, toate feme femeile din, din familia noastră și au fost. Am văzut că în ultima vreme te-ai focusat poate mai profund ca niciodată pe, pe Dubai și nu e vorba de vacanță, uh -huh. e vorba de business. Nu, acolo uh, mi-am deschis agenția imobiliară. Uh -huh. uh, cumva, uh, după zeci de mesaje pe Instagram, unde toți erau păcăliți. <ră> adică? Adică oameni care au vrut să investească în Dubai? Români. Români? Români da. Și au fost păcăliți. Tocmai de români. Adică mi s-a părut atât de urât, și când am mai văzut și actele, și am văzut cum le promiteau payment planul după. Când am văzut, am zis că trebuie să intervin. <laughs> când am văzut, am zis că gata, trebuie să mă implic în această problemă. Pe care se schimba totul și săracii rămâneau și trebuiau să plătească banii peste noapte. Deci a, atâta mizerie au făcut încât mie mie rușine să mai spun că sunt româncă, știi? Mm -hmm. Și toți au venit la mine și toți mi-au zis, Ana, ajută-ne măcar să descurcăm actele. Ana, noi suntem ultimii proști. Ana, Patrina! Noi suntem ultimii proști. Ajută-ne și pe noi să nu ne mai luăm țapă în Dubai. Ajută-ne să nu ne mai luăm în Dubai și de la tine mâncăm scoacă pentru tot restul vieții. Să-i că deschid compania mea. Iau lângă mine parteneri care sunt super, super ok și foarte serioși și vedem de acolo în ce parte mergem. Da, acolo nu sunt legi, nu sunt... Ba, uh... da. Păi nu, nu, apropo, cum poți să... Păi nu, -s că -s musulmani, ci legi la musulmani. Dă-i pe așa... Ba da, și dacă și mie nu-mi place niciodată să spun nume și să vorbesc despre... Ana, ai o piele superbă și arăți fabulos. Este minunat cum poți să fii atât de eficientă dormind atât de puțin. Oare ai putea să ne ajuți și cu problema imobiliarelor din Dubai? Te rugăm, Ana, ești singura noastră speranță. Da, și dacă... Știi, mie nu-mi place niciodată să spun nume și să vorbesc despre... Cei care și-au deschis și ei agenții uh, imobiliare în Dubai și-au păcălit românii, că sunt români și... Da, îmi... Sunt bă... <laughs> Remax așa ca idee. Ok, gata, scuze. N aș vrea niciodată să vină declinul din cauza Ana Mariei, știi? Mm -hmm. Dar el va veni pentru... <laughs> Nu-i menționez că îi distrug. Măi, dar cât poate să se laude, dude? Nu le zic numele că uh, le falimentez afacerea. nu sunt de acord cu ce fac, dar nu vreau nici să moară de foame. Nu vreau să le fac rău că știu că au copii acasă. <laughs> De asta zice. Niciodată să vină declinul din cauza Ana Mariei, știi? Mm -hmm, da, Dar eu... el va veni pentru că toți acești oameni, 30 știu eu, așa, într-o lună de zile au venit toți la noi în Dubai să ne arate actele, vor face reclamații. Iar în Dubai nu e ca în România să te ajute un polițist să mai țină dosarul. În Dubai te duci la pușcărie. Da, pe păi asta era da. întrebarea. Da. Asta e întrebarea. Adică oamenii să din așa, da. să dea țepe, să-și da. da, da, da. să riște libertatea, să-și riște... Uite că... Asta fac. Doamna Ana Maria Prodan Reghecamp este în bordul UAE Romanian uh, Business Council alături de Cristiano Nețiu, UAE gen a Emiratele Arabe. Da. Valentina. Cine sunt ăștia? Ioana De ce-i bordul ăsta? Păi și unde e Ana Maria Prodan? Că nu o văd. Ce? Asta e Ana Maria Prodan? Asta e Lu, asta e Lu Bega! Unde e? Asta mi-a dat o poză cu Lu Bega. Ce treabă are Ana Maria Prodan? Voi rușine? Bă, dar chiar așa dezinformați? E Lubega, e Mambo number 5. Mă rog, așa, hai să mergi mai departe. Deci tu practic pe lângă faptul că oferi seriozitate, dar dincolo de seriozitate îi ajungi pe oameni să-și cumpere proprietăți acolo. Asta una la mână nici măcar nu mă interesează să-și cumpere cu mine. Niciodată n-am avut chestia asta. Domne, fă cu mine, eu sunt cea mai bună. Nu, eu pot să spun că dacă mă uit în 50 de ani înapoi, n-am păcălit pe nimeni niciodată. Și am ajutat pe absolut toată lumea. Am făcut chestia asta din, tot din spiritul ăsta al meu justițiar. Oare, în gene, spiritul justițiar. Care cumva m-a mâncat de-a lungul anilor, știi? Da, că da. Nu, am, nu supor nedreptate. Uh, guys, mulțumiți în ceea ta, Nimerie Prodan, pentru sacrificiu făcut. Cred că cu toții putem uh, fi de acord că viețile noastre ar fi fost mult mai sărace dacă nu uh, s-ar fi sacrificat Ana Maria Prodan pentru noi, ok? Ea l-a luat pe reghe, l-a făcut om... Da? Și cât și mai câți alții. Hai să nu mai... Te și stimulat, adică te-a da, și în viață. Clar. Sti... Și întotdeauna, uite, sunt poate mulți clienți de-ai noștri cărora le descurc actele, înțelegi, cu proprietăți cumpărate cu alți agenți. Mm -hmm. Ok. Dar și Dar încet, ce... încet, scuză mă te rog. da, Și încet, încet încerc să... Le aduc lumină, cumva, să vedem dacă mai putem salva ceva. Dar ce cu nebunia asta, așa, cu sau fără ghilimele de a-ți lua casă în Dubai? Că au Pentru fost români că... cu milioane multe de ani de zile și nu era de nebunia asta cu Dubai. de ce? Pentru că preț-calitate nu compari. <laughs> preț-calitate e foarte bun, numai că se scufundă. Numai că trebuie să mor repede ca să nu apuci să se scufundă apartamentul în mare. Deci n-ai cum. Păi în România cineva îți cere pe un apartament. Da, da, da. N-ai cum. Nu există. Și asta vede. Ce-asta ai făcut? Ai, ai, ai meșuit împreună Fight Club cu Ana Maria Protan? Da, că n-a dormit da exact, da. Înțeleg, da. Ea deja a depășit etapa de Fight Club, asta e chestia. Că noi nu știm. Ești obosit, nu știu ce, cap, eu, cap, eu. Ajungi în Fight Club. Ce a fost acolo? Și după aia, după ce în continuare nu mai dormi 10 ani, ajungi la iluminare, ajungi Dalai Lama. Apartamentul în care intre doar un pat într-o cameră, atât, nu noptiere, nu Așa. În șifonier, 500 de mii, 400 de mii. E e unde că... asta? În Herăstrău, în unde? Cum? Da, în, herăstră, Acolo, în da. zonele bune. Da, da, da corect. corect. Primăveri, Herăstrău, da, Or 300 duci în... de mii, da, da, da. Or te duci în Dubai și îți iei apartament cu piscină în casă, în cameră, da. în dormitor, cu da. piscina în dormitor... Da, la de. 250 de mii, dar ala se învârte după soare, la cheie, cu ultima aparatură, cu ultima mobilă posibilă, cu un design de... Doamne ferește, zici că ești... Și nici nu plătești TV-a. În, trăiești în paradis. Da, dar ești da. în Dubai, adică aici ai familia, aici ai copii, aici ai soția da, sau asta înseamnă automat în... că te și muți acolo. Nu, de ce? Poți să te duci în vacanță, poți să l închiriezi. Nu trebuie, mai ales dacă îți cumperi în, în genul ăsta de, de hotel apartment... Poți să le dai, da Dar bineînțeles. Uh -huh. Managementul, uh -huh. la fel există firme care fac management de genul ăsta și îți vin niște bani pe lună. Unde mai punem că Dubaiul este printre cele mai sigure țări de pe, țări din lume. Da. Da, Emiratele, Domn, pentru da. familie, pentru Arabia Saudită, Emirate, adică uh -huh. vorbești de altceva. Și cum da. uh, ai mai făcut asta? Cred că ai mai făcut odată dacă nu. Da, doar că vezi tu e o singură chestie care mi se pare Așa o problemă în Dubai Dacă pică curentul Mori sufocat pe stradă Hai e, e singura problemă la Dubai acolo În rest, toate bune, nu zic În rest, da, să mișcă după soare să alea, da. Numai atâta să nu pice curentul <laughs> Numai atâta să nu care cumva Să se, se închidă aer condiționat pe stradă Că mori Mășel, să ai uh, treabă cu imobiliarele, nu e prima... Da, sora mea este unul cei mai în, în America. În America, da, de-aia de mă gândeam eu, da, la America. da. Nu să nu? Da, eu sunt în zona asta de foarte mulți ani, de când românii nu vorbeau de imobiliare. Da, aici nu te încurci pentru că și prețuri mari și Prețul se construiește uneori e, prost. Uite te ce se întâmplă, uite că se vând apartamente care nu se vor face niciodată. Așa e. Uh -huh. uh, da. Bagă unul lopata în pământ Gata, aici este viitorul hub Al uh, celor mai tare apartamente da, Și nu da. se mai construiește Nu Mucărez Nord Residence da. Ți arată scheme, ți arată planuri uh, Hârtia da. e impecabilă Mi se pare, ți-am zis Și uh, ce să mai crești? Adică dai 500 de mii Dai un milion pe un penthouse Românii nici nu știu ce este de fapt Un penthouse, adevărat nu, Nici nu știți Stai că ne explică ea Ia, Ana Maria, zine și nouă, că noi suntem ultimii proști. Zi sau dai chifoia? Nu. Avem un apartament la ultimul etaj al unui bloc, este acest penthouse de um, 80 de metri pătrați, pe bune. Deci, noi, noi nu avem și nimeni nu s-a chinuit vreodată sau nu și-a dorit să facă o educație financiară sau să explice ce înseamnă să investești în, în imobiliare. Da. Am dat 250 de 250.000, oare cât scot eu în următorii ani? Nu, românii nu știu. Românii uh, fac niște bani, muncesc cu greu foarte mulți dintre ei să facă niște bani Așa. și vin niște îi păcălesc, ei se umplu de bani și îi lasă cu ochii în soare, am doi uh, prieteni. Păi da, corect, da, așa e Ana Maria, da. Ce putem, nu știu, poți să ne ajuți cu ceva, poți să, nu știu. Credeți că dacă îi scriem lui Ana Maria Prodan să ne ajute cu problemele astea, credeți că o să își facă un curs de educație financiară? Crezi că dacă urgăm pe Ana Maria Prodan să ia primăria la sectorul 5, când ne-am săturat de piedone, crezi că s-ar... care intra în cursa electorală? Doamna Prodan, dar ce rău e că n-a făcut ăsta un parc, n-a făcut. Ne luăm țeapă de la primar. Avem nevoie de cineva care știe. Prieteni dragi, culmea, oameni de afaceri uh, care mi-au venit cu niște foi în mână. Ăsta este ce am cumpărat. Uh -huh. Și Așa. trebuia să-l plătesc în 2 ani jumătate, dar mi s-a spus că dacă până în decembrie nu dau banii, rămân fără apartament și fără tot ce am dat până acum. Adică mi se pare incredibil. Da. Dar eu încă îi mai las pe acești domni care au făcut ravagii. Acolo. Acolo, ei și da. cunosc foarte bine. Sunt și cunoscuți. Au făcut de, din ei ca nimeni pe stradă, au pornit și astăzi nu mai știm de ce miliardari suntem. Dar sunt excroci. Și mai las foarte puțin. Și dacă oamenii ăștia care au venit la mine Scur. nu reușesc sau nu voi reuși să le descurc situația, mm -hmm. eu personal merg și ei se uită la mine acum și ei știu uh, și tremură. Uh, eu personal iau toți acești oameni, îi duc în Dubai la. Uh, și pun să mănânce scoacă 24-7 la poliție și să Așa. vedem cum termină pentru că oamenii ăștia n-au cum să muncească o viață și să-și să piardă agonisal. Dar au din cum. ce în ce mai des da. exemple, cazuri de acest gen, chiar dacă n-au legătură cu imobiliarul de, de scroci, și o lume fake care da. pozează într-un fel mă refer la, la milioane de, de euro în cazul ăsta Deci, sau, milio... deci sau noi din... în România, noi avem milionari și miliardari în proporție de 80% de carton deci ei mm. sunt mm. milionari pe banii băncii. Mm -hmm. Înțelegi? Nu vorbim acum de Uniuni Siria, um. oameni care au făcut colos, care au pus pe picioare 90%, uite, cresc, 90% sunt excroci. Excroci. Da. Și cu I mean, aici pot să fiu de acord și asta este adevărat, într-adevăr, da. Acum, nu știu, adică Ana Maria Prodan nu e scroacă, asta vrea să ne zică. Nu e scroacă, și o mă doac. Asta vrea să ne zică, nu? Da, nu vorbim de țiriac sau de Nu sunt oameni care sunt coloși, cum a zis. Sunt coloși. Păi dacă societatea zice să go to school, get a job, buy a house, invest in the stock market, da, exact, da. Și să se strecoare. Ăsta e termenul. Pentru că întotdeauna am spus că imaginea contează foarte tare. Și asta este un exemplu viu. Da. Că dacă nu ai imagine, nu ai nimic. Chiar dacă ești savant. Ce? Nimeni nu dă doi bani pe tine. Ce? Pentru că trăim într-o țară ce noroc pe Ana Maria, în cazul ăsta care are genele astea bune, în așa fel încât imaginea ei să fie, nu e așa, impecabilă chiar și la această vârstă. Unde judecata este atât de. de ușoară. Banii vin easy way, este ieftin, corect. oamenii sunt ieftini, oamenii sunt fără educație, oamenii trăiesc în mare. Eu mă jur, deci dacă reușim, dacă reușim să o facem pe Ana Maria Prodan să înțeleagă comunismul eclectic, da? Social-democrația, să zicem așa, da? Adevărată. I swear to fucking God că avem revoluție bolșevică în trei ani în București. Cred că dacă o băgăm pe Ana Maria Prodan la Mozaic sau o asta la, Asociația Accept sau nu știu, dacă o băgăm pe o cauză nobilă, cred că s-a terminat cu rasismul și cu sexismul și cu homofobia în România. tot ce vrei, s-a terminat mașină scumpă, căci nu au bani de măcar de o garsonieră. Nu au bani într-un final nici măcar să-și pună benzină în mașina scumpă. Și credem că la fel știu băieți de oraș, da? cu de. mușchi, stau la sală, își fac mușchi, iau ce Dumnezeu iau ei acolo de se fac așa și dacă de. te îndrept cu acul către ei se sperie și fug, da? cu cinci rânduri de haine frumoase care dorm în mașină. În schimb, păcălesc toate aceste fetițe din oraș cu trei mese, ți am zis muncesc și fură cumva o viață sau o, o lună ca să-și permită trei zile un weekend la mare, la fițe. Înțeles, să impresioneze. Deci, crede-mă că uh -huh. ce este în acest oraș, Doamne ferește! Doamne ferește! Și toți prietenii mei îmi spun, dar nu-ți găsești tu așa un soț? Doamne ferește, în România? Mai ales tu să-ți găsești. Doamne... Păi, uiteți, bărbați! Păi, ăștia bărbați, ce soț, Are dreptate, două. Are dreptate în același timp. Dar ea suferă, de fapt, în spate. Eu știu asta. Ea în spatele acestor vorbe. Are această conduită, așa foarte calmă și calculată, dar ea, de fapt, suferă. Aia deci, a fost absolut stupidă. Deci, eu îi cunosc pe toți de la A la Z. Eu stau și urmăresc și zâmbesc. M-am dus de câteva ori. Deci, eu în 16 ani, n-am fost de 5 ori în club. În schimb, am fost acum de câteva ori. De ce? Mm. Pentru că acum sunt liberă, și acum uite, ies cu fata mea, ies cu prietenii mei și stau așa la masă și urmăresc, mi se pare, ceva de noaptea mea. Tu cunoscându-i? Eu cunosc. Dar cine nu-i cunoaște, zice, de wow. Deci, deci le e frică să vină și pe lângă mine, așa, pe la masă, știi cum e? Adică e, Dar, dar de departe, așa. Încearcă, fac fițe când mă uit către ei. Se uită în altă parte. Păi, atâta. Le e frică de matale. Le e frică, sperii, speri bărbații. speri bărbații, măi, Ana Maria. Trebuie să fii mai... Nu merge așa. Dacă ești pe treaba ta, na? Le oaică puternică, tânără iubire. Dacă ai ești independent, ai speria bărbatul. Mai ales să de la club. Ce crezi că vor ei, una, gen, să stea să concureze cu aia, aia să facă mai mulți bani ca ei și ei să concureze cu ea pe Nu, ei vor. Dar this is true, though. Adică, I really believe this. Like, în dinamica sexelor în lumea asta în care trăim acum, adevărul este că majoritatea bărbaților, genul de bărbat care oricum merg la club în București, majoritatea lor preferă femei submissive, care habar n-au pe ce planetă trăiesc, ca să simtă ei bine cu ei și știi, să simtă, păi, eu învăț, asta nu știe nimic, ca o învăț eu despre, nu știu, ceva despre care știe, ce de fapt știe toată lumea. O învăț eu despre Revoluția Pașoptistă. Căcat. Uh, scuzați. micime și atât de mult fake în tot ceea ce se întâmplă, mă uitam în cluburile astea mari, nu știu, dacă, nu știu dacă sunt 3% cu bani, într-adevăr. Iar aia, care sunt cu bani, vin cu familia, uh, pentru că se nimerez la masă, la, la mare, stau câteva ore, beau o sticlă de șampanie, o plecat acasă. Cei care stau noapte de noapte și sunt în club în fiecare zi uh, și au uh, orar. Uh, miercuri mergem acolo, joi acolo, sâmbătă acolo, aia sunt morți de foame. Aia da, da. sunt doar o imagine fake uh, care pot păcăli niște fetițe la fel, la fel de fake care circulă prin oraș de la unul la altul. Eu cred că Ana Maria trebuie să meargă la Apollo. Lasă-le, dracu, de Nuba și altele. La Apollo trebuie să meargă Ana Maria Prodan. Se combine, să vadă ce poate să combine pe acolo. Eu așa cred. Nu știu, părerea mea. Da, da, păi asta voiam să spun cu tot respectul. Da. Nu e vorba că ești sau nu misogin și chiar nu sunt, dar... Trebuie să vorbim și de latura feminină, care și ea este... Uh... În proporție de 90% prostituate. Straight up Straight the fuck up Păi gata, putem să închidem, gata Asta a fost, gata Asta este statementul ei De tipul Kanye West, să mor Atât, asta avem astăzi Păi unde avem noi de, Nu știu, s a promovat Cineva la vreo televiziune, vreo Domnișoare care a câștigat vreun premiu internațional, nu știu, sau a câștigat vreo olimpiadă sau ne-a dus premii de prin străinătate de undeva? Din păcate nu se vinde asta și nu, nu o spun cu o mărăciune Auzi greșit, poporul ia ce îi se dă. Popor... Încă un pic mai au, un pic mai are Ana Maria și înțelege patriarhatul. Un pic este la un pas și înțelege conceptul de patriarhat. Un pic mai are. Poporul este educat cumva de mass media. Da? Uf. În momentul în care promovezi. în momentul în care tu promovezi astfel de femei, da? Care vin și se laudă la televizor că ele sunt asumate și ele merg pe bani. Da, da? și asta e hihihi -hi -hi și râdem. Da. Atunci, asta văd fetițele mici acasă. Chibos. Deci, ar mai învăța dacă le văd pe domnișoarele acestea cu genți, hermes și cu aur pe ele care, de fapt, aurul este de nouă carate și gențile sunt fake luate din, din Turcia sau de pe unde le cumpără da. sau le primesc. Neavând de niciun fel de educație domnițele, îți dai seama că un bărbat deștept se duce și le dă geantă falsă cadou. Că ele, oricum, nu știu. Habar nu. Sau. Spunea Torje acum o săptămână că știe cazuri când s-a certat el cu ea și a luat geanta înapoi. Eu cred că, cred că, da, uite, cum zice moralitatea aici în eu cred că nu vorbește Ana aici, nu vorbește Ana cea adevărată, ci vorbește Ana cea rănită de familia Caciuc <gânt> și în special Caciuc Eu cred că rana de tip Caciuc din sufletul ei nu s-a vindecat încă. Și atunci a chestia să se revarsă asupra, mă rog, tuturor femeilor, cum ar veni, știi? Corina Caciuc. E, asta este, da. E, de fapt, un suflet nevindecat la mijloc aici, care scoate aceste vorbe pe gură. Nu trebuie să luăm totul așa, at face value. Înțelegeți? Geanta cadou, ne fiind Ia... fake. Cine a luat tot <laughs> nu, da, nu, 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 e. El. el nu e genul. <laughs> Nu, nu. Știa el cazul. <laughs> de, de, bărbați? De bărbați care sunt genți originale, le dau cadou da? și când se ceartă cu ea, a luat-o înapoi. Dragul meu, știu cazuri când domnișoara stă în relație. nu făcuse și Ana Maria Prodan chestia asta? Nu făcuse și ea chestia asta că îi cerea lui Reghe înapoi nu știu ce? Greșesc eu? Ah, ce, ce rău îmi pare că n-am fresh în cap, exemplu, dar am, am senzația că a zis într-un po podcast ce țigaia, nu știu, i-a cerut ceva înapoi. Semnează că ia geanta cu un prumut și în momentul în care se termină relația, toate bunurile revin în posesia soțului, uh, uh, iubitului. Contract. Contract? Uh -huh. Ceva ce Înseamnă că în contractul ăla sunt uh, ok, pot fi de acord aur de nouă carate, că n-ai cum să-l verifici, nu chem bijutierul acolo. Geant, uh, Nici geantă, geantă. ele sărace, Dar mașinile dată. nu sunt fake. când mașinile ui, sunt luate când... pe firmele iubiților, toate. Drept de folosință pe perioada prestării. Tu nu înțelegi că știu tot ce se întâmplă în orașul ăsta. Da, a fost vreodată mai rău de atât? Nu. Din ce te simt? Nu. 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 Ce se întâmplă astăzi este strigător la cer și ăsta este cumva finalul omenirii. Adică ne îndreptăm... Aici ești cam fatalist. Nu, ne, ne îndreptăm către o zonă cumplită, gen Babilon. Ah. Vrea să zică Babel, nu? Vrea să zică Babel. Ok, am De seana. ce? De ce? De ce -a... Eu sunt curios dacă o să ne dea citate din Apocalipsa după Ioan. A înflorit lumea asta fake. Din cauza... Sărăcie în România a fost dintotdeauna, din păcate. Nu mi-aduc aminte să fi fost luată lapte și miere aici. Din cauza, de ce -ai... ce, din cauza celor ce ne conduc. Pe vremea lui Ceaușescu, învățământul era obligatoriu. Nu putea să vină cineva să spună, eu vreau să fac doar 5 clase, eu vreau să fac doar 9, nu. e obligat să termini liceul, corect? Nu știu ani, ce ești născut, ești mic, nu ai prins. Ești mic, 77, că nu mi-e rușine să... Dar erai copil încă, deci nu exista așa ceva. Toată lumea mergea la școală, terminai liceul, te duceai profesională. Dacă nu aveai liceul, da. Da, te duceai la profesională, statul te ajuta când te căsătoreai, să-ți întemezi o familie, ți se de o casă. Așa da? Nu -mi da, dar știu de la email. Da. da, bun. Deci asta... Tovarășa Ana Maria Prodan, let's go! Tu te-ai cu aia e că dacă nu pica comunismul, acum era tovarășa Ana Maria Prodan la cârmă? Păi ce industrie aveam noi în 89? Dar ce industrie aveam noi acum dacă rămâneam cu Ana Maria Prodan, tovarășa? De ce era chestia asta? De ce încuraja vechiul regim? Tocmai ca lumea să aibă un minim de educație, da? Și să nu ne pomenim că nu mergem la școală, nu știm să vorbim, nu știm să scriem. În schimb, suntem bune pe ceea ce prestăm și ne mândrim cu chestia asta, și cumva bărbații au decăzut în așa hal încât, mm. neavând demnitate, da, mm. să-și caute o, un, o soție, o pereche Aha. la, nivelul, la lor. nivelul lor și o pereche. Cu care te poți mândri, cu care poți să intri undeva la o masă, să o prezinți partenerilor tăi. Dar cum să te mândrești cu un om? Asta, eu asta mă întreb. Mi se pare foarte straniu să te mândrești cu un om. Ca și când cei ceasul tău, e, e, deții tu acel om, e, nu înțeleg. Se lăudaia cu reghe pe unde mergea, la Nuba. Uitați, acesta este soțul meu, da, deci nu căcat, da? Ok, Ți-o cunoaște toată lumea și pe afară și pe dinăuntru. Tu ești fericit că a ajuns și la tine, că ai luat-o și tu, da? Îi dai și tu niște cadouri, niște bani. Tu nu mai ești bărbat. Că nu mai ai cum. Că da. tu ești cam ultimul care a luat-o. Nu? Ea trecând pe la absolut toți din oraș. Ești Pentru că ultimul există prost. un grup de fetițe din asta de oraș. Tu ești ultimul care stinge lumina. <laughs> Știți ce e în capul ei acum, nu? Că, că. Ce, ce, Corina Caciuc, la păroasă! Proștii ăia, chiar cei mai proști, ajung de leu de nevastă. Uh, și asta o să vezi cazuri mari, multe în România. Deci cel mai slab din toate punctele de vedere, cumva scapă turmă. Și aia a fost. Dar de ce că e nebun după ea sau vrea să foarte slab uh, și mental Domnul și... Dar seama că a făcut o fixație pentru femeia aia. No. Nu. Ce, ce fixație să faci când știi că ți-au luat-o toți înaintea ta? Că toți au fost înaintea ta. Cât de mic să fii ca bărbatul? Acolo n-ai nici ce trebuie în pantalon, nici în cap, nici nicăieri. Tu n-ai cum să te numești bărbat. N-ai cum. Pentru că în momentul în care tu ai decăzut în lumea aia a promiscuității, da? Acum toată lumea spune, domne, bărbatul e vânător. Uhum. Bărbatul, de... probabil că de când e lumea și pământul, bărbatul e vânător. Bravo. Ok. E dator să încerce. Bravo. A încercat. A avut. Bravo. Te duci mai departe când ești vânător. Nu? Altă pradă. Nu? Da. Când te-a înhățat pe tine prada, nu mai ești vânător. Ești vânat. Ești vânat și ești frăierică geamantan. Da, da. Te ești victima. Ești victima. Ești victima... Fraierica geamantan. Societății. Ai ești victima ta. Adică ești ceva rău. Ceva... Ți-am spus. Din punctul meu de vedere și întreabă orice femeie care a reușit și s-a ridicat singură, n-a fost ajutată de nimeni. Cum? Nu că ar fi o rușine să fie ajutată, să... ajutată la modul... Corect. Eu nu, știu, eu nu știu cum este. Deci n-aș putea să. Vor, cu mine nu pot să vorbesc subiectul ăsta. Cum este ca femeie să fie ajutată de un bărbat sau ca femeie să primești cadouri de la un bărbat sau ca femeie... Cu mine nu poți vorbi, că eu nici nu știu, eu nu înțeleg, nu m-a ajutat un bărbat în viața mea. Nici tatăl meu nu-mi deschidea ușa la restaurant. Tu să fii protejată și bărbatul să fie cumva să te țină în palmă. Nu, eu am ținut în palmă întotdeauna. Așa a Dar, fost, așa mi-am ales. Stai să nu terminăm, că e foarte interesant și chiar știi Cred că cel mai bine ceea ce spui, din, din ce înțeleg războiul ăsta, cu sau fără ghilimele, câștigat în mare măsură de ele? Întotdeauna. Întotdeauna fetele de genul ăsta, care sunt pe piață de mici, de foarte tinere, ele sunt uzate, uzate, uzate. Este cumva povestea pretty woman. Toate își doresc să găsească acest prinț bogat, să le ia de nevastă să facă un copil. Un copil. Pentru că acolo i-au prins definitiv, și dacă rămân băieții cu ele sau nu, tot trebuie să plătească niște bani să cotizeze pe anul ăla. Ala este biletul spre bogăție, cumva, copilul. Okay. Acolo e cea mai. ca să faci așa ceva, este cea mai mare nenorocire. 90, în 90% din, din cazuri, cam asta se întâmplă. Fac tratamente, ai văzut. Toate nenorocirile posibile le fac ca să prindă bărbatul. Da? Asta se întâmplă, să știi, în mare măsură în lumea fotbalului. Ascultați că ea știe de la Corina Caciuc. Pentru că s-a dus mitul ăsta că fotbaliștii nu au creier, că ei nu merg la școală, că ei nu fac. În realitate, ei într-adevăr nu prea merg la școală și nu au timp să fie foarte atenți. Nu da. au timpul necesar să urmărească femeile astea și când au și ei o scăpare da. Da, de o oră, două, Cine? La îndemână. Ce fel de femeie ar fi? Una ca asta. Și îți vine și îți rămâne gravidă din prima noapte. Și au distrus și familia fotbalistului, și viață, și carieră, și absolut orice. Cred, și s-a terminat. Acolo? Că acolo, cred acolo. că știi și în cazul ăsta o grămadă de... Oh. Ei fac, parcă ca o baghetă magică ca să rămână gravide. Ca să, din prima noapte, că așa se întâmplă. Nu știu, pare că, pare că generalizează pornind de la ceva foarte punctual, foarte precis. Pare că are în cap ceva foarte precis și foarte punctual, pe care îl ia după aia ca un caz general valabil. Eu, eu așa intuiesc, așa bănui, n-am să vă mint. Oh, cum să nu? Cum să nu? Păi și le-au luat da. de nevastă apoi. Sau mulți -a termin... nu. nu. Mulți nu. Mulți să plătesc pensie alimentară. Și n-au vrut să se... Păi cum să, să se coboare la... Păi du... Și să nu. se afle. Și Normal. Să se... Normal. Sunt mulți care au copii și nu știe nici vântul, nici pământul. Și plătesc. Înțelegi? Pentru că astfel de femei decât dacă sunt din astea versate, jmecherite între ghilimele, da. ele fac în așa fel și fac presiune să apară, să fie în poze, să despartă, să facă rău. În rest sunt din astea sărăcuțe care vin de prin cucuiții din dal și eu prins un băiat din asta, așa asta este. Înțelegi? Dar, dacă te uiți așa în ultima perioadă, cam tot așa, 90% din familiile care au fost mari sunt destrămate de, de astfel de, de femei. Până la urmă, vrei să spun ceva? Dacă sau și mă gândesc și sunt foarte dreaptă, e vina bărbatului. Știi care uh, uh, e chestia? Că gen, sunt discursuri de genul ăsta care fac tot felul de imbecili. În viață și pe internet le confirmă tot felul de căcaturi, tot felul de gânduri, eminamente misogine. Genul ăsta de discursuri perpetuează și permit înflorirea misoginismului la oameni care n-au cunoscut în viața lor o femeie, care, by the way, sunt foarte mulți, din păcate, în lumea în care trăim. Which is very. Uh, funny, I guess, adică ne râdem că Iana Maria Prodan și nu știu ce, dar în același timp simt așa o mică Dez o mică, o mare dezamăgire, și o mică apăsare în coșul pieptului, așa, știi. Mi se pare. Acum, într-un fel, înțeleg chestia asta. Se poate întâmpla în cercurile astea înalte de bogătani români, că, na, și bogătanii români sunt tot români la sfârșitul zilei. I, -I get that, dar mi se pare incredibil de stupid să generalizezi și să transformi asta într-o judecată, așa, asupra femeilor. O arunci așa, ca și când cumva toate femeile sunt pasibile de un astfel de comportament. Nu este adevărat și vă rog frumos, în general, în general, când faceți astfel de remarci despre femei, gândiți-vă cât se poate de concret nu vorbesc doar cu Ana Maria Prodan, vorbesc și cu Loren, vorbesc și cu How To Man și cu toți oamenii ăștia care vorbesc toată ziua bună ziua despre femei. În general, când, când încercați să uh, generalizați, gândiți-vă totuși dacă chiar astea sunt toate femeile. Gândiți-vă când zici că, domnule, când, când zici că toate femeile vor un bărbat, nu știu cum, încearcă să-ți dai seama, mai ales ca bărbat, că tu te referi la uh, a very select few. Mă rog, hai să vedem. Până la urmă că... Ele au încercat să răcele pe la toate ușile. Ele au fost luate câte o oră, două de fiecare. Plătite? Cât mă costă ora? Că ele au și preț. Și lumea știe dacă îți permit sau nu. Nu? Da. Bun. E, când te prinde una de genul ăsta și tu ești slab și distrugi totul în jurul tău, atunci este o mare problemă că tu ți-ai pierdut absolut tot. Când ieși la masă cu ea și vine cineva și spune, dă-mi și mie în seara asta atunci ți-ai pierdut stima de sine. Nu, nu mai ai ce să faci. Nu, nici nu mai poți să te uiți în ochii cuiva niciodată. Să mai stai tu la masă cu bărbați? Păi ți-o cunosc. Ce ai putea să faci? Să schimbi impresii. Cu sau tine cum a fost, la tine ce a făcut. Sau să schimbi cercul de sau prieteni. Sau să schimb cercul de prieteni, cum se întâmplă în general și de asta toți îi schimbă cercul și rămân cu cercul domnișoarei de prieteni. Pești, genul ăsta. Și acolo s-a terminat viața. Dar știi ce am mai văzut că e uh, foarte, foarte uh, la modă? Mai la modă ca în alți că și asta e. Să urăm bărbații! Ia -ia. Din uh, de când e lumea yeah. și pământul, viețile paralele. A. Asta ce? A. sunt uh, niște right. chestii cumva împrumutate de la arabi. Numai că românii n-au înțeles că trebuie adică să fii dincolo... și potent. Dincolo de uh, o aventură Corect. noapte, la două, fel. trei, bărbat... nevastă-nevastă, amantă-amantă. De ani uh -huh. de zile. Bărbați... Poftă inimii și mama la copii. Stil 2127. Mulțumesc pentru s-a binevenit. Și pot să spun așa... De ani de zile. Bărbați de rahat. Bărbați mici, suflete mici, caractere urâte. Bărbați care își caută confirmări în fiecare prostituată de genul ăsta. Pentru că nu-și pot satisface nevasta niciodată. Crede-mă ce ți spun eu. Te bublu, pui. Crede-mă ce spun eu, că am experiență. Cum o zice, cu, cu zâmbetul pe buze, așa. She's so proud. Crede-mă ce zice baba, că știi. Uh, am zis baba, fac, scuze. Crede-mă ce zice, ce zic eu. Hai să o luăm. Eu că am experiență. Așa. Credita de tine? Să că lumea acum interpretează, comentează și... Are experiență cu reggae camp. Ai fost tu cu ei în așternuturi cu toți? Trebuie să le dăm replica. Eu am trecut prin așa ceva. Un bărbat care are o viață paralelă, un bărbat care caută prostituate non stop, un bărbat care înșală, un bărbat care uh, minte, uh, încearcă să facă tot felul de nenorociri. Nu are cum să se numească bărbat, nu are cum să aibă respect unei femei sau societății sau unui alt bărbat. Pentru că genul ăsta de bărbat nu are încredere în el în primul rând. Când nu, nu ai încredere în tine, ești cumva. Praf. Praf. Nu? Atunci tu ce faci ca bărbat? Ai pe cineva puternic de lângă tine sau ai o soție foarte frumoasă cu care ai copil, cu care ai construit. Cum a avut reghe. Da, deci ați înțeles, da? Femeile sunt de o moralitate indoielnică, iar bărbații au ranga de nu deschis nicio... au, au ranga mică, ce să mai... Asta este. E clar că nu. Ana Maria Prodan a strâns din buș trei ore ca să nu sară pe Cezar cu Da, neironic. ironic. Nu satisfaci. Că de te duci în altă parte să găsești, să spună. Ce, cine ți spune cel mai ușor cât ești de frumos, dar tu ești urât ca porcul? Cine spune cât ești de bun, dar tu ești vai de mamata. ta? Mm. O toată. O femeie care face asta, care face din chestia asta meserie. Nu? De ce? Păi cum o să te duci la ea să te mai și înjure? Corect? O să găsești alinarea. Normal. Adică ce ai acasă, e la dar nici asta că nu ai acasă. Că îți spun zeci de cazuri, când totul e perfect, nimeni nu are niciun fel de supărare acasă, nu există scandal, dar el se simte mic. El se simte neîmplinit. Și atunci el caută întotdeauna o femeie foarte slabă, o femeie fără educație. True, though, that is true, though. That is true. No, this is, aici permiteți-mi uh, uh, să fiu de acord cu uh, această minte iluminată a Anei Marii Prodan. E fără școală, una care vorbește agramat, fără valori. fără valori, una care da. îi spune doar uh, hai să-ți arăt o poziție nouă pe care am învățat-o. Hai că stau în genunchi și îți fac din... nu știu ce. Hai că-ți arăt sex în... Doamne, măta când vorbește de sex. Sau hai că stau în genunchi și îți fac din... nu știu ce. Hai că-ți arăt sex în grup. Ah. Îți dai seama ce fericit este un gen de bărbat de gen, genul Sau de ai fost bărbatul la care am visat întotdeauna Ești al doilea Ești al doilea în viața mea și fără tine Nu poate am chiar... mai simțit nimic în viața asta de până la tine Poate chiar primul Sau poate primul, da Adică de asta spun genul ăsta de bărbați Din păcate s-a răspândit Cumva domină piața și mm -hmm. te uiți că vrei să alegi să faci familie cu cineva, păi cu cine? Păi să iei unul ca ăsta, mai bine te lipsești. Mai bine stai toată viața singură. Adevărat. Mai faci și copii, mai distrugi emoțional și copiii cu un tâmpit ca ăsta și unde ajungi? De asta nimeni nu mai crede noțiunea de familie. De, familie. de asta de nimeni nu mai crede în căsătorie. Pentru că, uite-te, muncești o viață și ajungi cumva să îți pui întrebarea... Doamne, nu pot să cred. Ne-am uitat numai la, jumătate numai la jumătate de oră ne-am uitat. Are două ore jumate tot podcastul. Două ore jumate. Hai să mai dăm prin el așa. Nu este nici pe departe și că nu mai pot să mă uit la Laurențiu Cum mă uitam ca la Soarele meu da, Așa îi spuneai, Soarele da. meu Soarele meu, ai apărut în viața mea în el, dar, 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 dar. Că în momentul ăla realizezi micimea și uh, low, 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 low class At Atunci înțelegi că tot acest proiect al tău <laughs> E low class are, are mentalitate de sărac low class de fapt a fost construit da. cum spun eu de fiecare dată pe nisip mișcător dar oamenii ăștia stareții, părinții popii aceștia la da. care merge ce spun despre și despre cazul ăsta în special dar și despre cum a luat o raznă omenirea din punctul ăsta de vedere Ex despre asta vorbim și asta îmi spune. Ceea ce Ceea. spun? că este finalul că este, este ceva ce noi n-am trăit și finalul se materializează prin ce? Faptic. Prin Babilon. Cum era Babilon? Faptic. Prin ce? Păi mările se vor transforma în sânge prima dată. Faptic. Cam așa. O să vină patru călăreți. Nu era fata asta, crede-mă că venea alta. Nu era alta, se găsea alta. Și nu mai Și stăteam, da, da, pentru că el stăteam într-un stres, și el până la urmă într-o viață încorsetată care nu-i aparținea. Da, de, de, de. Pentru că asta înseamnă să fii un bărbat sau un, per, un personaj ofertant. Era un om în putere, uh, cu bani. Spus, Tocmai. Atunci uh, ai mai multe responsabilități. Și să spune la... că atât timp cât ești legat de o femeie, adică ești căsătorit cu ea, ești și mai ofertant mm -hmm. pentru una care vrea să te ia decât dacă ai fi liber. Ai văzut? Da. Ai văzut? Despre asta spun. În momentul în care tu ca bărbat poți să ai discuții cu Amanta de genul subt și așa mai departe, atunci înțelegi că e ceva ce nu trebuie să fie în viața ta. Eu atunci când am văzut Măi, asta era, măi, asta era, asta a, a vorbit cu Amanta despre subt, discuții de genul subt. Vai de mine și de mine măi, doamne măi, sunt niște copii doamne, sunt niște copii Mesajele, Eu am înțeles că nu este nici pe departe și că nu mai pot să mă uit la Laurențiu cum mă uitam ca la soarele meu. Așa îi spuneai, soarele da. meu Pentru că în momentul la realizezi micimea și uh, low, 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 low class At atunci înțelegi că tot acest proiect... Stai un pic, că nu, stai, unde mă duc de aici? Unde mergem de aici? Deci problema era că avea o conversație despre... Adică eu să înțeleg că uh, 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 Ana Maria Prodan nu se angajează în astfel de acte? Like, as a matter of principle? Sau ce-a deranjat-o, discuția sau faptul că discuta cu uh, Amanta? Nu știu ce să înțeleg. <laughs> da, bă, nu suge pune. Stai că poate nu e așa, stai că poate nu e așa, poate totuși e da noastră și nu știm noi. Că se poate să mai degrabă să o fi deranjat discuția, nu neapărat actul în sine. Că îmi pare când zici așa, că e genul de chestii, v-am zis cu eu cu Iavră Lăvin în clasa a șasea, cât eram atunci. E ca mine cu Iavră Lăvin, când am, eram copil, că când am aflat că aia gen, e rezonabil să presupunem și went down on someone, cum mi-a picat mie așa, știi, mi-a picat cer un cap și am zis, nu, am trăiesc o deziluzie în, la 12 ani. Așa simt și chestia asta, că gen ea s-a gândit la această discuție, ceea ce înseamnă că reghe dorește felație de la alți oameni, deci m-am înșelat în privința lui și este ultimul om, pentru că dorește felație. So, no head then? Vorbea dirty cu aia, eu asta cred că o deranja faptul că exprima prin cuvinte ce făceau. Doamne, ce mai nervează! De ce nu vine la mine la podcast să-mi explice? Asta e discuția interesantă, cu adevărat. Pentru că în momentul a realizezi micimea și uh, low, 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 low clasul, At atunci înțelegi că tot acest proiect al tău, de fapt, a fost construit, cum spun eu de fiecare dată, pe nisip mișcător. Dar oamenii ăștia, stareții, părinții, uh, popii aceștia, da. care zis zis ce popa? spun despre și despre cazul ăsta în special, fel, dar și despre... Ai vorbit cu popa? Ce a. a zis popa? Ce părere își face popa? Că Laurențiu Reghe cam primește felație de la Caciuc. Despre cum a luat o razna omenirea, din punctul ăsta de vedere. Ex, despre asta vorbim și asta am spun. De ce, ce spun? Că este finalul. Mm -hmm. Că este, este ceva ce noi n-am trăit. Și finalul se materializează prin ce? Faptic. Prin Babilon. Cum era Babilon? Toată lumea vorbește toate limbile, toată lumea face ce dorește, prostituție, băutură, alcool, droguri. Uite-te. Aici suntem. Din păcate, da. Aici suntem. Din păcate, da. Eu ți împărtășesc da. dintr totul aceste da, principii și am avut o discuție. Da, Babilonul este când sugi Cam asta ar fi Babilonul. Discuție cu o persoană uh, de sex opus, simplă discuție și m-a șocat prin felul în care mă întreba retoric, uh, tot liberă și ea, da, divorțată uh, și matură, chiar mai mare ca mine, și îmi spunea, băi, Vio, ce nu înțelegi? Că toată lumea e cu toată lumea. Da. Ce principii mai crezi tu că e... sunt în societatea asta? Astăzi, toată M-am ridicat lumea... și am plecat. Pe cuvântul Uite, meu... Uite, dar nu înțeleg aici care e discuția. Este vorba despre orgie sau este vorba despre comunitatea LGBTQ+? Hă? Nu știu, vom afla. Eu, am zis cu respect toată viața, dar discuția asta, să o aibă cu altcineva. Dar o respect așa pentru este. altele. Așa este. Astăzi în orașul București, vorbind de București. După cartea scrisă de codin cu o viață sub duș unde acolo. Dacă ai, o, o citești. Să citești cartea Nu mă mărturisesc că n-am citit o. Citești. Ai să înțelegi exact despre ce este vorba. Despre asta este vorba. Toată lumea este cu toată lumea mai există atât de puțini oameni ca lumea pe pământul ăsta, sunt pe cale de dispariție acești oameni. Este o mizerie din toate punctele. Deci femeia asta tocmai ce a recomandat o carte de Codin Maticiuc. What the, what the fuck is wrong with you? Okay. De vedere, este un sex în grup, este o Aha. Drogangeală. Aha, deci sexul în grup era problema, așa pare. Sexul în grup. Mi se pare fantastic că pentru oamenii ăștia finalul întotdeauna e sex în grup, dar niciodată nu e criza climatică. Niciodată nu e războiul din fâșia gază. Mă rog, război, dar nu e război. La. Bombardamentele din fâșia gază. Mă rog, sau genocid. În fine, cum vreți să-i spuneți? Niciodată, adică chestiile astea care chiar ne duc către pierzanie, nu nu, 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 nu e sfârșitul lumii. No, nu, nu, aia nu e sfârșitul lumii. Lumea o să-și revină după așa ceva. După sex în grup, nu știu ce să zic. A, Popa zice că ăsta e sfârșitul, Babilon Despre asta este vorba Și repet, toate lucrurile astea, când tragi linie, te uiți Din ce familie vine femeia sau bărbatul? Și ce mi mie, mama? Să te uiți, mama, la familie Atât Dar părinții ei nu au nicio vină, Ana poate, poate să fie o familie amărâtă, dar nu-i vina ei, acelei no. familii O familie amărâtă te învață să, să ai legile lui Dumnezeu și legile vieții te învață să fii educat manierat. Nu trebuie bani ca să ai educație. Așa e. Nu trebuie niciun ban ca să fii educat și să uh, fii om cu frica lui Dumnezeu și să trăiești după niște reguli și niște legi ale omenirii și ale firii. Nu trebuie niciun ban. Din potrivă, oamenii care vin de la țară și care nu au bani, oia nu vin să se drogheze, oia nu vin să bea, oia nu vin să facă nenorociri. Da. Când ai prea mulți bani, și familia nu ți-a dat educația respectivă să știi să trăiești, să nu-ți a bani mințile, atunci tu ajungi o bajocură de om. Și contaminești pe alții. Da. Dar da. noi mamele, femeile, noi mamele, avem datoria de a da educație băiețeilor noștri, care mai târziu devin bărbații altor femei. Ok, Ana Maria, în mod evident, trăiești într-o lume a fanteziei în care oamenii de la țară nu beau. Trăiești într-o lume a fanteziei în care condițiile materiale nu au nicio legătură cu calitatea omului. Singurul lucru care are legătură cu calitatea omului sunt alegerile pe care omul le face. Tare, frate. Bagă ia la țară ce mă faie pe șinele de tren. <laughs> Mănâncă ea tarta cu șulfă sau julfă, cum îi zice de numa numa. Că noi mamele, da? Și... Nu ne interesează și îi creștem, am făcut, cred cu crește acolo cum o fi. <laughs> Cam așa se întâmplă, mai ales la nivelul ăsta de, de low class, da? ea vor trăi cu niște frustrări, copiii aia bărbații aia. ne iubiți de femei, nemângâiați de mame, de mamă, ne-pusă masa, ne... Iar ei ce vor face? Vor da dintr-una într-alta, se vor duce dintr-una într-alta ca să găsească ei, să le spună lor, femeile, că sunt frumoși și buni și măreți. Dar cumva... De Când te uiți în oglindă, îți dai seama că nu ești așa. Dar nu ți-e teamă de, de copiii tăi că vor da peste alt astfel de perechi? Mm -mm. Nu, pentru că vorbim în fiecare zi. Copilul meu știe... Și pentru cele două fete și pentru nu. O bebe. Copilul meu, Laurențiu Reghe, cam Junior, știe că niciodată pe pământul ăsta nu trebuie să-și trădeze familia, nu trebuie să se ducă după femei ușoare, nu trebuie Aha. să asculte și să aibă tangență cu sex, cu alcool, cu droguri și cu așa mai departe, pentru că asta nu e viață. Nici o tangență cu sex, like, nici una, nici măcar una, i-a oprit sexul, i-a luat cablul de la sex. I-a luat cablul de la sex, de alimentare și l-a băgat, l-a pus sub pernă. Aia e, juniorule, rămâi fără de. Asta este iad. Dacă vrei să trăiești în iad, te duci și mori înnecat de droguri, bolnav de ciroză, de alcool, în așa. mor. Și să asculti mi se pare un iad. Dar da. mi de să trăiești. Da. Ce-ai cu aia? Stai că a venit ăsta, s-a trezit ciceroul din el. Ce zici, băi, cicerul? Da. Dar mi de să trăiești. Da. Și să asculti, da. îmi se pare, un iar Copilul pentru un copil. meu vede cum muncesc eu, cum îl țin eu, ca nu cumva el să simtă că nu mai la nivelul la care era când era tatălui lângă el. Copilul meu vede cât de mult mă chinuiesc, cât dorm pe noapte și știe că tot acest... Sacrificiu între ghilimele, că nu este un sacrificiu, este o normalitate să faci asta pentru copiii tăi, copiii tăi, da? Toate astea le fac ca ei să aibă o viață frumoasă și să trăiască frumos, în armonie, cu o soție pe care și-o aleg la același nivel ca și ei. Că trebuie să meargă la școală, să învețe, să aibă o educație, să-și facă o facultate, nu să lase școala și să treacă așa carața prin apă. Despre asta este vorba. Că trebuie să muncească pentru a avea ceva cum muncesc copiii mei, da? C unde muncesc copiii tăi în mină? Unde muncesc copiii? What? Unde muncesc copiii ei? Ce fac? Ca un startup în Silicon Valley? Ce muncesc? Atât. Deci, practic, ești convinsă că prin aceste valori pe care le-ai imprimat celor trei Normal. copii, ei sunt feriți de uh, tentații, Normal, de tentații, și de să-i de Ei, secundă de secundă, și n-am să mai permit cât trăiesc eu pe pământul ăsta să se mai întâmple ce s-a întâmplat cu noi vreodată. Ca ei să-și să iau, băiatul meu, să-și iau o femeie din anturaje din astea, fata mea să-și un vagabond, nu există așa ceva. Nu. Până când se întâmplă. Până când se întâmplă, mă, ce îmi plac chestiile astea. Țineți minte asta, până se combine, se combine fiusul cu una din fiicele lui Borcea, stai să vezi atunci. Nu mai există așa ceva. Nu mai Dar există. până vine finalul ăla, Uh, constați că e o fericire generală în ceea ce îi privește pe oamenii ăștia. Adică nu-i vezi plâng. Da, vezi că se mărită fică sa cu Albert Năbână. Bebeto cu Cristina Ivone. Se combină fică sa cu stres. Mâine, poi mâine se întâmplă. Stai să vezi atunci ce se, care o să fie treaba. Gând. Pui... Pe toți vezi cât de cât fericiți. Păi tu știi cum trăiesc. zicea Cornel Dinu și cum zic eu, purtător ilegal de creier? Asta e vorba noastră. Păi când nu ai creier nu conștientizezi Când nu ai educație nu-ți dai seama Când nu ai școală nu-ți dai seama că ești prost Tu nu știi mm. că prostul E cel mai periculos mm -hmm. Și cel mai constant sau consecvent E consecvent E prostul Și de asemenea mai e că Prostul nu e prost destul dacă nu e și Fudul adevărat Prostia nici nu doare, că dacă da. te-ar dura te mai gândești Și e gratis Prostia, apropo, oricine poate Prostul se crede întotdeauna și este în momentul în care tu nu ai uh, ceva pe care s-a construit și se construiește cumva artificial, tu în momentul uh, în care dai de niște bani, eu doar am văzut o grămadă de cazuri, nu? Atunci este ea la, dai uh, omului niște bani în mână și atunci ai să vezi ce caracter are și cât de puternic e din toate puncte de vedere. Ori îi mulțește, ori îi pierde instant. Mm -hmm. Și toți cum pierd banii ăștia? La casino, pe droguri pe femei ușoare, pe viață străbălată. Pe mașină au pe făcut niște bănuți da. și și-au luat mașina de Viață mm. pentru că nu au educația banului, ei nu știu, ei nu au avut niciodată. De asta îți spun că omul sărac nu are cum să facă niciodată pureci cu omul bogat. Nu are. Bine și ce facem noi, că nu doar eu cu tine, mai sunt și alții care ne urmăresc și au principiile astea. Noi ce facem? noi? Ne... avem putere să schimbăm. Măcar pe ne izolăm, copii. stăm în oricum case. Oricum suntem izolați. Stăm sub pat. Oricum, ce facem? Oricum crede-mă că foarte mulți stau la masă cu mine că n-au ce să facă, dar știi cum se uită. Uite-o bă pe asta, Ia, Iar a venit. Iar nu păi putem uite, să vorbim. Vezi, deci practic te auto-izolezi. Da, dar auto... da, 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 uite că avem gașca noastră. Încă avem Pizda mătii de viață Grupul nostru frumos De oameni cu familii de oameni Find your tribe, am dreptate Cu fericire, de oameni care se strâng De sărbători Izolați-vă că se ia sărăcia Uite-te, încet, încet, mă uit la ei Sunt copiii mei, cresc de mici Sunt mândră de ei Îi învăț, alo Luați lecții de la manager Managerul a trecut prin viață Ați văzut ce s-a întâmplat cu familia managerului? Fiți bărbați. Toți ai mei. Măi, da, toți credem că discută cu mine cum discutăm noi acum. Uite, eu am greșit aici. Acolo s-a greșit, așa trebuie să faci. Trebuie încet, încet să ai grijă de familie, trebuie încet, încet să-ți construiești. De multe, ori, de multe ori, în familie sunt probleme, te mai cerți, te mai enervezi, că e normal. Te pui un ban deoparte. Pui un ban deoparte, construiești cu soția ta, să ai grijă de copii. Faci uh -huh. totul pentru copii, nu pentru tine. Că egoismul ăsta ne duce la pieire. Când vrei doar pentru tine, tu să -ți ție să-ți fie bine, tu să fii fericit, tu să faci aia, tu să faci aia, nu te interesează că ai copii în spate, mulți. Uh -huh. Atunci e o problemă. Da. Atunci e o problemă. Când vrei doar tu să fii fericit și lași de... Adevărat. Face tot mai fel. mult într-o lună. Dacă eu i-am depășit pe... Pariul tare de tot? Ce e pariul tare de tot? Pe ce facem pariu acum la final de podcast? Uh -huh. Un episod sapsu? Absolut... Bă, ăsta e formatul podcastului podcast cu aie. Ăsta e formatul podcastului cu face cu invitatul un pariu. Face un pariu cu invitatul la final cu